Bă, ce cald-i, Doamne ferească! Bă, nu mai pot, bă! Trebuie să fac geamul ăsta mai mare, să mai sparg din perete. Bă, gata! Renovez casa. În partea asta nu o să mai am perete. Gata! S-o decis ce să mai. Și iarna fac și eu un foc aici în mijlocul camerei și Doamne ajută. Bă, dar nu mai pot, bă, ce cald-i, Doamne ferească! Ori unii bebegică pe vremea asta așa călduroasă. Doamne, mă arde soarele efectiv prin casă și stau la umbră. Nu-i corect, nu-i corect așa ceva. Poate o să-mi stopească și casa, cine știe, cine știe. Uai, băieți, uai, uai, așa ieftină băutura asta. Bă, ăla-i bebecică? Văi, leu, ia să dau comandă de el. Opa, șai la la. Bă, dar ce faci aici? Da, Uai, domnule Motan, ai văzut cât e cald de afară, da? bă, am văzut, de ce? Uai, am dat comandă de o băutură super faină de pe internetul interzis. Ce-ai făcut, bă? Da, uai, da, care e problema? Dar cu ce bani, bă, că tu ești cocuță, tu n-ai bani? Cum adică? Ui, mai și întreb cu ce bani? Cu a tăi, ui, normal. Păi, dar nici eu nu mai am bani. A, atunci chiar era cartul Draculas. E, se mai întâmplă. Bă, nebunule, dacă află ăla, te omoară. Și de ce ai dat de pe internetul interzis? Nu puteai și tu să te duci la magazin să-ți iei o limonadă cu gheață? Ui, care mai farmecul de a-ți cumpăra o băutură de pe internetul interzis dacă nu-ți iei, ui, a? Cu ce mă ajută pe mine o băutură de la magazin, o limonadă cu gheață, când pot să am o băutură de pe internetul interzis. Și nu-i nimic special. Scrie aici doar că e radioactiv și că, Doamne ferească, să-l scăpăm în canalizare. De ce? Nu știu, ei, nu știu. Poate că e radioactiv, cine știe. Păi da, na, nu știu ce să mai zic. Hai bă jos, că nu mai pot, bă, vină să-mi faci o leacă de aer să... Bă, știi cum făceau egiptenii? Cum făceau egiptenii? Făceau vânt cu o frunză de palmier, bă, la regi, la Tutankamon, de ce ia? Așa, și? Ia, stai așa cum am prins. Vrei să-mi faci vânt? Băi, nu credeam că ești așa drăguț. Nu cred. Bă, tu să-mi faci mie vânt, ia trece aici. Îți dau o frunză de palmier și ia să-mi faci mie o leacă de vânt, că nu mai pot, bă. Uite, da, am față de sclav și nu știu. Nu, n-ai față de sclav, ai față de sclav bătut de soartă, bă. Vai de capul tău. Bă! Vrei să ne batem, da? Vrei să ne batem? Bine. Aoleu! Iartă-mă, bebecică, iartă-mă! Data viitoare să nu te mai aud cum comentez. Aoleu! Ai, uai, sus, răbdic, a venit poștașul. Acum! Aoleu, ai, au, au! Bă, uite că a venit poștașul. Bă, eu ce ți-am zis să-i? Bă, ești nebun la cap, ce ai? Acum mă duc, bă, să vorbesc cu el. Bună ziua, domnule! Vai de cap! Bă, tu-l vezi că-i numai oasi? Ui, eu văd. Ia du-mă mai încoace. Vino cu aici, bă, vino cu aici. Uite-o leacă la el. Doamne ferească, bă, săracu. Ia, că vrea să zică ceva. Ia, ce zice? Bă, o zis că de la băutura aia, bă, eu căzut pe elea. Bă, tu crezi că e ok să bem așa ceva? Ui, nu că e ok. E super bine, ui, că dacă-ți scade pielea, ui, gata, ui. E prea răcoare după. Gata, ce să mai. Că pielea asta, bă, nici ține atâta de calbă. Da, pielea asta, sti... Taci, bă, din gură, că ești vai de capul tău, n-ai făcut atananomii? Ce-i zis ăi? Atananomii, de ce? Anatomii, ui, deșteptule. Da, n-ai făcut atananomii? Vai de capul tău. Dă-ți o palmă la ureche ca să nu-ți dau eu una. Iartă-mă. Vezi că ți-o dat băiatul băutura. Bă, dar cum arată, Doamne ferească. Păi eu nu beau așa ceva. Lasă-i mai mult pentru mine. Nici pe tine nu te las să bei așa ceva, cum mă omoară logic vitezul uman dacă tu pățești ceva. Tu dai seama să ajungi tu schelet? Ue, da, cealaltă mă schingiuiești, mă omoară, mă rupi cu bătaia. Așa și, care-i problema mea? Ui, eu beau băutură, tu nu. Ha-ha. Na, eu mă duc în casă să o arunc asta. Ui, nu, 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 nu! Ai văzut ce astea acolo, să nu arunci! Bă, dar nu arunc în canalizare, stai calm. O arunc în chiuvetă. A, da, sună bine, sună bine, sună bine. Hai să te ajut și eu, bă, că m-am răzgândit și parcă nu mai vreau să beau licoarea aia. Că totuși arată cam groaznic. Zici tu, bă, eu trebuie să o țin cu chestia asta, că, Doamne ferească, bă, uite-te o leacă aici, ce miros lasă, fai de capul meu, dă să o torn aici toată. Ui, dar stai așa, eu am învățat o chestie când eram mic. Ce-ai învățat, bă, ce-ai învățat, să nu mergi, ce-ai învățat? Nu, ei, nu, chestia pe care am învățat-o e că, ui, și la chiuvetă, și la baie, toate ajung în canalizare. Și bă? Da, uite, tu n-ai învățat, toate sunt conectate între ele.
Fai, să vezi ce îți conectezi o rangă după cap. Și asta nu puteai să-mi zici mai devreme, bă? Uai, dar dacă acum mi-am adus aminte ce vrei să fac, a? Uai, îți iau cocoță. Zi mersi că nu fac ca Gugu Gaga. Bă, era mai bine dacă făceai Gugu Gaga. Că acum... Bă, se aude ceva de sus? Uai, parcă da, uai. Stai aici că mă duc să văd. Auleu, bă, ce s-a întâmplat acolo? Vai, bă, ce se întâmplă aici în casă? Auleu, bă, se întâmplă ceva! Bă, bebecică, se întâmplă ceva în baie! Bă, bebecică, se întâmplă ceva în baie, vino repede! Bă, se întâmplă ceva în baie! A explodat ceva! Ui, tu ești nebun la cap, ce ai explodat, fai? Ui, ai grijă, peruța mea de dinți să fie pe noptieră, că dacă nu, ui, ne spărăm. Păi, bă, de unde să știu, da? Vino cu mine! Ui, dar mi-e frică, ui! Vai de capul tău, las că mă duc singur. Bă, ce se întâmplă acolo? Păi se aude ceva. Ce s-au... Auleu, bă! Bă! Bebecică! Ui, ce ai? Ui, dar ce cântă acolo sus ai? Bă! Păi schibidit veceu, bă! Ce, ui? Ui, tu te-ai țăcănit la cap. Nu, bă, uite-te! Ui, și tu un cap din veceu și începi să cânti schibidit. Ce, ui? Ui, na! Ții, nu mai trebuie să-ți dau mâncare, că tu faci urât la aer. Ue, ce aia, ue? Păi asta zic, e schimbit din veceu, bă! Doamne ferească! Stai că mă ocup eu de el. Fii atent, mă duc să mă bag cu el. Bă, eu zic să ai mare grijă, totuși. Ui, lasă-i că am eu grijă, ia vină cu acei! Ne-a luat bătaie amândoi! Bă, vreau să fug din casă, vauleu, fuge! Bă, oprește-l! Cum să-l opresc, că pe jos cu oasele rupte, vai de capul meu! Ai, eu... Auleu, bă, ești bine? Oi, nu sunt bine, oi, o scăpa veci, oi, o plecat de aici. Auleu, bă, bine că o plecat, nu mai e problema noastră de acum. Oi, dar nu-ți faci griji dacă ajungi undeva, dacă nu știu ce. Nu pasă, bă. Bă, o scăpat de aici, o scăpat. Gata, nu ne mai interesează. Nu o să știe nimeni niciodată că a venit de la noi. Oi, eu înțeleg că nu știe nimeni, dar nu știi să mă pui și tu pe scaunul normal? Bă, dar ce vrei să fac, bă, dacă ești gras și dai pe jos ăla? Oi, nu-s gras, ești doar pufos, atâta. Da. Uite, aveți că bate cineva la ușă. Ce bate, bă, ce... Bă, bebecică, ce se întâmplă astăzi? Cum adică, bă, ce se întâmplă? Bă, e un om la ușă, da? Așa. Zic că nu vinim nimica și nu cumpărăm nimica. Bă, nu-i de asta. Are o cameră video în loc de cap. Ce zisei? Da, bă, o cameră video. Cameraman? Tu ești cameramanul? Bebecică, am vorbit cu el și e o situație foarte gravă. Ce situație foarte gravă e, a? Păi, cum să zic, știi veceul care a scăpat de aici? Da, a scăpat acum 5 minute, care-i treaba? Da, a ajuns în oraș, a infectat toate veceurile și acum planeta invadată de schibidii toaletă, bă! Ce zisei? Da, bă, Doamne, bă, nu mai pot! Trebuie să mergem să rezolvăm situația. De ce noi? Că noi am produs-o, bă! Da! Doamne, ferească, mai și-mi trebuie. Hai de capul meu. Mă duc să vorbesc cu ăsta și te pregătești și mergem. Bine, e bine. Domnule, o să mergem imediat. Am înțeles. O să mergem și noi imediat. Ne așteptați acolo, da? Bine. Bă, ce-o zis? Că ne așteaptă un oraș, bă, și el și prietenul lui. Aoleu, dar mai auzi mai mulți? Da, bă, da, sunt mai mulți, normal că sunt mai mulți. Hai de capul meu, hai bă să mergem repede în oraș și să rezolvăm situația ca doi băieți șmecheri și suntem noi. Hai bă, treci acolo în mașină frumos în spate și mergem. Hai bă, m-am prins, hai da, mergem în oraș să salvăm lumea de toaletele schibidi! Da bă, așa, fraților! Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați pe butonul like, să dați un subscribe și să lăsați cât mai multe comentarii și să rămâneți pe fază, pentru că urmează în episodul următor să ne batem cu schibidi toaletă, să vedem cine o să câștigi și cum putem să scăpăm de el. Până data viitoare, bebecică, vă pupă! Mua!